Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc că optați din nou pentru a vă petrece un timp interesant, vă asigur, în fața micilor ecrane. E o plăcere pentru mine să mă aflu din nou în compania lui Codrin Ștefănescu. Bună seara, bine te-am regăsit! Îți mărturisesc sincer că am purtat aura emisiunii noastre trecute câteva zile și după aceea. A fost o emisiune foarte interesantă și îți mulțumesc că ai acceptat să te expui venind pe drum cu asemenea valori de patrimoniu cognitiv și cultural al umanității. Sunt niște documente unice, poate unice în Europa de Est, unele dintre ele. Câteva exemplare probabil că se găsesc pe niște bani foarte grei la niște colecționari internaționali. Ți-am mai spus că nu e vorba de bani aici. Pasiunea asta nu se măsoară în bani. Sigur. Admiterii nu te-aș fi invitat. Sunt foarte multe lucrări pe care le-am găsit la bani foarte puțin, neștiind lumea despre ce este vorba. Așa cum marii colecționari din Occident la fel au găsit pe bani foarte puțin. De-abia după ce sunt publicate ele. Eu cred că și ele își caută colecționarul. Nu e întotdeauna invers. Să știi că, uite-te, domnul Parizescu, care e președintele Asociației Colecționari din România, da, pe pictură, avea o maximă celebră și un om în vârstă cu multă experiență. Spune-ne, o lucrare e destinată unui singur colecționar. Dacă e să o ai, o ai, dacă nu, nu. Deci el crede în destin. Poți să ai oricâți bani ca să o cumperi. Poți să o cumperi pe aproape nimic. Poți să o primești cadou, dacă e destinată să ajungă pe mâinile cuiva. În această seară o să încercăm să aflăm sau să ne reașezăm sistemul valoric când ne reprezentăm evul mediu și, mă rog, hai să zicem, porțiunea de întuneric a Inchiziției. Ne place să vorbim după ureche și să o luăm din legendă în legendă. Se pare totuși că evul mediu, dincolo de abuzul clerical și de multele neajunsuri și fără de legi spirituale, totuși însumează o serie de oameni foarte valoroși și de minți extraordinar de pătrunzătoare. Dar este și o etapă istorică foarte interesantă prin prisma, hai să spunem, prin prisma bizarului. Dacă antichitatea era mai rațională într-un sens și mai aproape de domeniul spiritual coerent, evul mediu devine foarte prietenos cu bizarul și cu straniul. Eu gândesc așa. Ce părere? Uite ce părere am eu. În antichitate și în evul mediu, comunicarea era, nu știu zic, foarte frântă. Și atunci astfel de subiecte, cum se află în documentele astea, erau ținute secret sau anumite minți luminate aveau acces la ele pentru a le studia și pentru a interpreta. Aici vorbim despre prezența extraterestrilor pe Terra, asta este tema emisiunii tale. Vizite. Terra vizitată din mărturile secrete medievale. Exact. Vizitate nu numai de extraterestri, dar și de personaje strani, de monștri, de figuri mitologice. O să arătăm bizare. Existența unora dintre genul ăsta, de balauri veniți în nave de fier, adică sunt lucruri foarte interesante. Astăzi, când avem internet, avem filme, subiectele astea sunt luate în derâdere. Deci cel mult te uiți la un film pe DVD sau la cinematograf, cu extraterestri, cu nave cosmice, cu specia noastră peste 200 de ani care se luptă războaie intergalactice. Nu mai crede nimeni în zona 51, nu mai crede nimeni că există extraterestri. Sunt oameni care nu cred exact dacă am ajuns pe lună sau nu am ajuns pe lună. Adică sunt foarte multe astfel de întrebări. Și lumea e preocupată de cu totul alte lucruri. S-a și lucrat la demitizarea asta și la coborârea în derizoare a unor subiecte importante. Inclusiv printre colecționari, vreau să spun că demonologie e pe primul loc. Iar subiectul ăsta privind animale sau ființe fantastice care au vizitat Terra este un subiect care se găsește atât de puțin în scrierile străvechi, încât nu a fost clasificat. Sunt convins că, așa cum am eu o parte din colecție și mai cunosc colecționari în Europa care au diverse scrieri pe acest subiect, sunt totuși, la nivel de guverne, sunt convins că există departamente care studiază astfel de documente, nu neapărat scrise, unele scrise și pe plăcuțe de ceramică. Sau analizează, de exemplu, astfel de figuri. Aici am scos de pe internet doar așa. Există niște desene în piramida lui Cheops, vis-a-vis de modul în care a fost ridicată piramida și mijlocul personajelor, sclavilor care ridică și duc blocurile de piatră, se află un extraterestru care a fost
de inspirație pentru foarte multe firme din 1974 până în prezent, de când a fost publicată prima dată fotografia. Bine, 10 ani au negat că există această fotografie, cu timpul a ieșit la lumină și astăzi este publică. Exact, extraterestru cu ochii mari, în mijlocul sclavilor. El stă demn, singur, în timp ce sclavii în jurul lui, la indicație lui, construiesc piramide. Aici ar trebui să notăm că și la Roslin, la capela de la Roslin și la Chartres și în general în caperele gotice ridicate de gnosticii templieri, apar încifrate în bazoreliefurile din piatră tot felul de trimiteri către o zonă în plină futurologie, ca să spunem așa. Apar oameni în costume de astronauți. Da, bine. Cizma aceea cu talpă zimțată la 1200, nu avem nicio mărturie a faptului că încălțămintea obișnuită avea o asemenea formă. Bine, pare mai degrabă o cizmă de astronaut. Până să câteva dintre lucrări, vreau să spun așa, că această temă la nivel internațional este exprimată în 5 puncte. Fundamentarea ipotezei paleoastronautice, începutul civilizației umane și legătura cu prezența ființelor acestea ciudate aici. 3 argumente privind prezența extraterestrilor, dovezi materiale sau anomalii geografice sau geologice. 4 concluzia unor analize și realități, cel puțin făcute în ultima perioadă, dar și scrieri medievale. Și existența și apariția spontană a civilizații în toate epocile. Vorbesc din anul 300 înainte ale noastre până în prezent. Deci pe cinci elemente. Sigur, materiale găsești câte vrei, începând de la Marea Piramidă, piramida lui Cheops, care a fost urmată pe axele geografice cu o perfectă exactitate și are o înălțime de 146,6 metri și baza de 230,30. Și ecuațiile matematice, știi că baza mare, baza mică, ori la pătrat, ori apotema, distanța pământ-lună, aia, ori aia, o demulțit cu aia, totul la cub este volumul pământului, ori aia e volumul soarelui, formă îți dă distanța, pământ Saturn, pământ Jupiter, pământ Marte și așa mai departe. Adică toate laturile alea mulțite, împărțite după niște ecuații matematice îți dau clar niște suprafețe, distanțe, volume a sistemului nostru solar. Au rămas enigme. Sigur, am aici o grămadă de materiale, dar sunt mai puțin interesante decât aceste scrieri. Cu siguranță pe noi ne-a fascinat faptul că anul trecut directorul Observatorului Astronomic de la Vatican, un înalt prelat și un om de știință remarcabil, a recunoscut în fața opiniei publice că, mă rog, preocuparea Vaticanului în legătură cu civilizațiile extraterestre nu mai este un secret și că putem admite, spune Sfântul Părinte, putem admite existența și altor civilizații în univers, pentru că asta nu întinează cu nimic asupra credinței noastre în unicitatea lui Dumnezeu. Sigur, dar în același timp biserica și astăzi, și vorbesc de biserica catolică, interzice astfel de lucrări. O secundă, altceva vreau să spun și cu asta să închei propoziția, că ei deși recunosc în 2008 posibilitatea existenței pluralismului vital în univers, ei în arhivele Vaticanului au documente încă de pe la anul 300, 400, 600, cele mai vechi documente, ne mai vorbim de asta de nevul mediu, cu litografii, cu ilustrații și cu mărturii din epocă a unor contacte de gradul 3. Clar. În primul rând, hai să vorbim despre ce lucrări ți-am adus aici. Ți-am adus așa. Ți-am adus turism. Spune-mi-le repede, pe toate, luăm pauza de publicitate și intrăm în subiect. Ți-am adus Turism Babel, care este o lucrare, știi, foarte rară, inclusiv are toate gravurile originale și o să prezentăm ca să vadă lumea. Mai există un exemplar în România, nu? Nu mai există un exemplar.